Începând de luni, 15 ianuarie, accesul la Centrul de Transfuzie Sanguine București va putea fi asigurat doar în baza unei programări în aplicațiile Donorium și Do Challenge. Această măsură a fost luată ca urmare a numărului foarte mare de donatori care s-au prezentat la centru de la începutul noului an pentru a dona. Centrul de Transfuzie recomandă donatorilor să se prezinte cu maximum 10-15 minute înainte de ora programării. Depășirea orei aferente programării cu mai mult de 15 minute va duce la anul Acesteia. Aceeași situație se înregistrează la mai multe centre din țară după ce valoarea etichetelor primite de donatori a crescut substanțial, ajungând de la 67 la 280 de lei. Donatorii de sânge trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, să depășească în greutate 50 de kilograme și să aibă o stare de sănătate bună. Alte condiții sunt disponibile pe site-urile centrelor de transfuzie. De asemenea, cei care donează sânge beneficiază de investigații medicale gratuite, dar și de o zi liberă de la serviciu.